lipsea acest casino pe care o să-l facă guvernul, pentru că este patrimoniul țării. O să înceapă lucrările în primăvară, vor fi gata cam în 2 ani de zile și până atunci, era și ministrul de finanțe, vor lucra la modificarea legii pentru cazinouri. Acum legea este prost făcută, plătești, pierzi, câștigi pe banii tăi când intri în cazino, plătești 25%. Se va face o modificare să, ca această taxă să fie diminuată de la 25% la 1% și sper că cu aceste cazinouri și cu legislația asta fiscală să putem lungi sezonul. Pentru că vom avea cazinouă de ei, să mai deschid încă 2, 3, 4, avem bază de cazare, hoteluri, restaurante și așa mai departe, să avem și în extra sezon. Ok, numărul de telefon, ceva? Da? Ok.